10 puși cu AVP-ul, ești un cât... Reduceri la toate jocurile pe G2A, link în descriere. Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod de CSGO Overwatch. Suntem pe Mirage, a căsit călacodați cu noul decor. Prima dată am schimbat facecam-ul, l-am făcut alb la sfaturile lui Mala și l-am făcut mai subțire. Și totodată avem și benzile de LED cu care nu cred că am mai filmat până acum. Dacă nu mă înșel, avem lumina ambientală, chestii nebunit, să fie totul profi aici, doar că o să desfacem banda aia de LED, să mai punem încă un rând de bandă de LED acolo, că am pus doar un rând și vreau să mulțumim de banda asta. Anyway, nu uitați să apăsați butonul de like, nu uitați să apăsați clopoțelul, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. Hai să vedem cum se treabă cu The Suspect și spuneți-mi și voi în comentarii dacă vă place noul decor, dacă arată bine, ce ați schimbat voi, habar n-am. Și așa mai departe. Dacă îmi ziceți să pun altă culoare la banda de LED, să știți că majoritatea culorilor în afară de mauve ăsta sau albastru se văd ca și cum ar fi albe sau ceva de genul pe cameră, gen nu se văd culorile. Anyway, hai să vedem. 26 cu 14 are băiatul, top fragger. Acolo au și un bot, s-a deconectat cineva, n-a fost atent pe top mid, nu știu ce, care a fost chestia acolo. Ok, mamă, ăla are fake lag. Ați văzut cum se mișca ăla de la Tero? Dar nu pare pe radar să se miște în poze sau ceva. Dubios. Ok, hai să vedem, ia două flash-uri. Pune ținta la rampă. L-a văzut pe ăla în dreapta, îl omoară. Ok, tot perfect normal. Haubau. Ok, are om la scaun cu bomba și un om pe short, un om pe top mid. L-a auzit pe ăsta în stânga, cred, sau nu? Se sperie de el, trage. Nice sau. Ok. Pune ținta în led room, deși nu e nimeni în led room. 27 de beți are băiatul. Nici la B nu e nimeni, se uită la kitchen. Bă, nu cred că are ceva, sau dacă avea, poate paim ceva, cine știe. Sau poate se activează după aia, poate se activează la un moment dat în timpul demo-ului. Ok. Îi vinăm din spate, moare, n-am văzut nimic momentan, sparge aici geamul. Oh, dar ce-a sărit, ești demon? Ce-a sărit, stai așa. Îl bate pe ăla, a tras prin a lui sau ceva de genul ăsta, nu știu cum a tras, ești demon, a tras-o. Ok. Mamă, de ce da lui în el? Pune ținta la B. Și așteaptă. Vino, cap. Ok, a vrut, ați văzut că a tras ținta în stânga, unde s-ar fi dus ăla, doar că l-a făcut gen un shoulder, a venit înapoi. Sau ceva de genul ăsta, n-a fost shoulder gen după perete, pur și simplu s-a dus în față și pe aia s-a întors în spate. Păi nu cred că are aim, cel puțin momentan, nu știu, nu-mi pare să aibă aim. Și nici wall. Văd că mai stă un pic AFK, poate scrie pe cea cine știe. Ai și prefire, s-a activat băiatul, s-a activat, ești un... S-a activat, ai și prefire, aha. Pota, i s-a schimbat complet stilul de joc, vedeți? Vedeți? Zici că-s doi suspecți diferiți? Cât de pe hype acum și așa și cu bunny hop, cum a sărit el în Windows și astea, am zis că poate și el să facă bunny hop, dar... De-aia n-am mai comentat nimic atunci, dar... A început să le aibă și cu țopăitul și cu chestii, în fine, hai să vedem. Mai departe. Probabil că da, s-a luat report și s-a dezactivat. Au început ăștia la Tero să câștige și acum nu-i convine să piardă meciul. Aha, aha, a vrut să tragă, ați văzut? A vrut să tragă ținta pe jucător. Îi și fuge pe jucător, vedeți? Aim wall. Mamă, îi fuge ținta direct pe jucător. Mamă, 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 l-a băgat pe animal rău de tot. Și are și păsărit, garantat, ați văzut cum a sărit la window clare de la cod. Clar, clare de la cod. Atunci, în prima rundă în care a făcut bunny hop-ul ăla pe gemuleț și după aia s-a dus repede el tot așa cu bunny hop. Când sărea de dea control, nebunii chestii. Anyway, hai să vedem. Două capete, trei bife, trei bife până acum. Deci avem așa, 1, 2, 3 bifate. Urmează a patra, dacă face griffing. Dar momentan n-a făcut griffing. Aha, aha, uite bunny hop, uite bunny hop-ul. Uite bunny hop-ul. Se zice puși cu AVP-ul, ești un cât. A băgat nenorocirea aici, nemun. A băgat nenorocirea. Maș,
Băi, ăsta chiar nu vrea să piardă meciul, atât de jegos e, mamă, cât de jegos e. Cât de jegos e, nu-mi vine să cred, bă, nu-mi vine să cred. Cât de jegos poate să fie omul, incredibil. Incredibil, incredibil. Ok, au rămas 2 vs 1, 2 vs 2, pardon. Mamă, de la 5 vs 2, 2 vs 2. Aha, bine pe Bunny Hop, bine pe Bunny Hop. Bă, frate, nu știu, ori sunt doi oameni. Și la început a jucat unul, fără cod, și pe asta a băgat al doilea, activa și codul. Ori pur și simplu așa joacă cod și fără cod. Juca cum am văzut la început, dar la început vă zic eu că n-avea, nu că vă zic eu, se vedea clar că nu are, nu băgase animalul, clar nu băgase animalul la începutul demo-ului. Ok, hai să vedem mai departe, mai departe, mai departe. Mamă. Ar trebui să fac un sunet să-l înregistrez, să-l pun pe stream de cu chestia asta, sună Caterinca. Ok. Mare grenadă. Aha, îi bate, păi ce-am, îi bate prin cărămizi, ce-am, îi bate prin beton, îi bate prin tot ce apucă, bă. 15-14, sper, dar nu cred că mai au șanse cei de la Toro, sper să nu câștige meciul, bă, că nu merită să câștige meciul, sincer, nu merită, codurile astea chiar nu merită să câștige meciul. Și avem demo până în ultima rundă, foarte drăguț, ultima rundă din meci, hai să vedem cum stă treaba, deși nu cred că avem ce să mai, nu mai avem ce să mai zicem aici, așa, nu mai avem ce să mai, mamă, pe unde le-o dă, gogule, mamă, ia nenorocit, gata, nu mai. Ia nenorocit. Noroc cu codurile lui, ca vedeți cum mor pai lui unul câte unul. Dacă n-avea el mare aim și pol și aim bot și script păsărit și toate nebuniile. Hai că de la Bunny Hop ăla câștigă el meciul. Bă, dacă stai să te gândești, Bunny Hop ăla poate să facă diferența la o rundă, că te miști mai repede. Gen, poți să ajungi mai repede să dai un diffuse sau ceva de genul ăsta, adică, na. Până la urmă, tot un avantaj. Și acum la final nu mai face kill-urile, mă, a vrut să rămână el ultimul sau ceva de genul ăsta. Băi, cât de pervers, bă. Ce părere aveți? Au fost doi oameni diferiți. Eu zic că nu știu ce să zic. Așa zici, că au fost doi oameni diferiți, dar nu cred, n-ar avea logică sau, na, cine știe, poate era cu un tovar și după aia zic, da, ia, dă-te-o că câștigă meciul și a apăsat butonul, gata, insert, s-a activat astea și a jucat el cu cod. Cine știe, e posibil sau poate nu e posibil, habar n-am nici amică idee, ce e drept este că contul lui domnul The Suspect s-a dus pe apă sfințită pe toate astea, pe Hollywood, așa, down direct la cont, la revedere. Fundoale, chestii. Sper că v-a plăcut episodul ăsta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, abonați-vă, apăsați clopoțelul, dați un follow pe Insta, OneFlash cu 0 Vanțu, ca pe toți. Vă urez o zi în continuare și ne auzim o data viitoare. Pa!